Hai să ne aducem aminte vreo 4-5 ani în urmă, cum se duceau a noștri moldoveni în Europa. Se duceau peste munți, peste api, întorceau înapoi, se îndatorau 4-5 mii de euro ca să ducă în Europa, vineau înapoi în țară, n-aveau cu ce lucrau, n-aveau cu ce întoarce datoriile astea. Eu le-am pe mieletrinea, poate, de la frate care-s dus în Italia, s-au îndatorat de două ori câte 3.000 de euro. Erau în stare să vândă și casa din Moldova, numai să întoarcă datoriile lor. Da, așa. Dar noi niciodată, când am venit în Rusia, n-am fost așa interziși. Am venit liber, ne-am dus liber. Chiar noi în autobuze, în trenuri, când ne ducem acasă. Și vorbim oameni buni. Când noi ne ducem când vrem și venim când vrem. Așa? Așa ne-a fost viața, că nu, pe noi rusul ne-a ținut ca a nostru. Venim ca la mama noastră, ne primește, ne dau toate cele și lucru mai ușor și lucru mai greu. Și nu ne-a futbolit cum ne-a futbolit Europa ca să ne puie, cum povesteau nepoatele mele, că le-a luat ca când le-a prins în Italia și le-a dus într-o tiurmau, dar nu tiurmau se numea, dar se numea un fel de lagăr. Și le-au ținut acolo ca să le strângă mai mulți moldoveni, să-i încarci și să-i duc puteți în Moldova. Și ei s-au bucurat că acolo i-au îmbracat, i-au hrănit, le-au părut că așa e de frumos. Și când au venit un șot ca să întoarcă datoria, unde au mâncat și haine le-au îmbracat. Au rămas datori, dar s-o cotim noi că rusul ne-a fost și tata și mama. Cu rusul, moldovenii noștri au luptat umăr la umăr. Au luptat până au ajuns până la Berlin.